Hello, fetele coghetele! Am revenit astăzi pentru voi cu un video care va conține două părți. Ce idee de cadouașă m-am gândit eu să vă dau anul acesta. Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că anul trecut am făcut două videoclipuri cu idei de cadouri pentru ea și apoi pentru el. Anul acesta nu am fost atât de inspirată încât să pun cap la cap două videoclipuri și pe lângă asta încă nu mi-am făcut cumpărăturile de cadouri pentru anul acesta, pentru că m-am hotărât să le cumpăr totuși din Timișoara, să nu le car cu mine de aici. Dar totuși m-am plimbat eu prin jurul casei și am strâns așa niște lucrușoare care mi se par mie că ar fi ideale pentru a fi dăruite cadou de Crăciun. Vă invit să rămâneți pe aproape, pentru că la sfârșitul acestui video voi alege împreună cu voi câștigătoarele concursului meu de Crăciun, pe care l-am anunțat acum 3 săptămâni și ceva și de care știu că multe dintre voi sunteți foarte entuziasmate. Abia așteptați să aflați cine sunt câștigătoarele, dar până atunci va trebui să îndurați acest clip și să aflați ce idei de cadouri vreau să vă ofer eu anul acesta pentru Crăciun. Și haideți să nu ne mai lungim la vorbă, ci să trecem direct la subiect și voi începe cu niște cadouri potrivite, zic eu, pentru o fată, o doamnă sau o domnișoară care este pasionată de înfrumusețare, tot ce înseamnă asta. În primul rând vreau să vă recomand această carte. Este scrisă de Linda Wells împreună cu alți editori de la revista Allure și se numește Confessions of a Beauty Editor, adică confesiunile unui editor de beauty. Ce îmi place la această carte este faptul că conține informații de bază din toate sferele acestui mare concept de beauty. Conține 10 capitole, începând de la îngrijirea tenului, trecând prin machiajul feței, a ochilor, a buzelor, apoi îngrijirea unghiilor, despre tunsori și culori de păr, despre cum să ne îngrijim părul și să-l stilizăm și până la idei și produse despre îngrijirea corpului. Îmi place că la fiecare capitol ne oferă trucuri despre acel subiect, ne oferă informații despre mituri pe care n-ar trebui să le credem pentru că sunt doar niște mituri. Mi se pare o carte excelentă atât pentru o începătoare, dar și pentru o fată care este pasionată de acest subiect și vrea să înțeleagă mai bine cum funcționează lucrurile. O altă recomandare pentru o fată care este foarte pasionată de machiaj, poate chiar face un curs de machiaj sau vrea să devină make-up artist, ar fi să-i cumpărați o carte din aceasta cu aceste schițe de fețe, face charts, pe care ea poate să exerseze tehnicile de machiaj învățate sau să-și testeze limitele imaginației. De exemplu, această cărticică conține mai multe tipuri de fețe, mai multe tipuri de fizionomie, cu buze mai subțiri, cu buze mai voluptoase, cu ochii mai micuți sau mai înclinați în jos sau în sus, cu sprâncenele în diferite moduri, cu părul aranjat în diferite moduri și așa va putea să-și exerseze sau să își îmbunătățească abilitățile fără să aibă sute de modele pe care să aplice machiajul. O altă idee de cadou, de data aceasta cu niște produse fizice cu care se poate juca o fată care este pasionată de machiaj, este să-i cumpărați un calendar advent de acest gen, care conține mai multe produse, de obicei în variantă mai micuță, din brandul pe care știți că ea îl îndrăgește sau dintr-un brand pe care voi îl îndrăgiți. Am aici să vă arăt calendarul de la Sleek, pe care de fapt una dintre voi îl va câștiga. Este inclus în concursul pe care l-am organizat pentru voi cu ocazia Crăciunului. Mie mi se pare o valoare foarte bună și în general puteți găsi la majoritatea brandurilor ori seturi de produse în variantă micuță sau chiar calendare de acest gen. Eu personal m-aș bucura mai mult să primesc mai multe produse micuțe pe care pot să le încerc și apoi să mi le cumpăr eu în full size dacă chiar îmi plac atât de mult, decât să primesc un produs mare, full size și care să nu-mi placă deloc. La fel puteți opta pentru portfarduri de acest gen, care conțin 2, 3, 4, 5 produse mini sau chiar și kituri din acestea mai mari, care conțin produse de îngrijire, produse de baie și poate chiar și combinate cu niște produse de machiaj. Din nou și aceste două seturi sunt în concurs și cineva dintre voi le va câștiga. Dacă, în schimb, fata nu este pasionată atât de mult de machiaj, dar îi place să își aranjeze și să își stilizeze părul tot timpul, sau poate doar îi place să-l aibă tot timpul aranjat, nu neapărat stilizat în cine știe ce moduri moderne, atunci vă recomand o pere rotativă de acest gen, care este, după părerea mea, un must-have
în viața oricărei femei. Aceasta pe care o am eu este de la Babyliss, care vine și cu două capete de două mărimi. Și pot să zic cu mâna pe inimă că dacă ar trebui să aleg un singur produs de stilizare a părului pentru toată viața, ar fi această pere de uscat părul. Și spun asta pentru că ne ajută să avem rezultatul unui blow dry la salon, acasă mult mai ieftin și mai rapid și efectul chiar mă ține 3-4-5 zile până mă spăl pe cap. Dacă vreți să doriți un cadou cuiva care nu este neapărat pasionat nici de machiaj, nici de păr, ci este pasionat un pic de fashion, să zicem, poate că îi place să se îmbrace mai deosebit, și am propus de data aceasta un set așa de eșarfă cu cercei. Pe amândouă le am de la H&M. De exemplu, acești cercei sunt ultima mea achiziție și îmi plac foarte mult. Încă n-am apucat să-i port pentru că îi țin pentru petrecere de Crăciun. Mi se pare excelent pentru că au auriu, au niște pietricele și au și perluța asta în mijloc, perfect pentru orice petrecere de Crăciun, de Revelion sau oricând altcândva în timpul anului. Și această eșarfă imensă mi se pare din nou o idee foarte bună pentru că poate fi purtată în extrem de multe moduri și este într-un print așa mai neutru care merge cu foarte multe combinații de culori solide. Orice ar purta negru complet sau o bluză roșie sau ceva mai nude, această combinație de dungi albe cu negru cu siguranță va funcționa. Și bineînțeles și împreună cerceii cu eșarfa, pentru că un pic de auriu cu o perluță și aceste dungi alb cu negru mi se par o combinație excelentă. Am și o idee de cadou un pic mai diferită. Aceasta am furat-o de fapt și eu de la altă persoană de pe YouTube. Am văzut videoclipul lui Fleur de Force în care ne dădea idei pentru cadouri de pus în cioropeii aceia mari, stockings, și am vrut neapărat să vă spun și vouă despre această idee. Este un set de scrisorele. Acest model este destinat noilor mămici, deci unei prietene sau verișoare sau nepoate care numai ce a dat naștere unui copil. Dar să știți că mai sunt și alte variante, scrisori destinate iubitului sau mamei sau tatălui sau unui amic, tot felul de idei care mi se par absolut adorabile. Eu am comandat acest set de pe Amazon și vă voi lăsa linkul în descriere, bineînțeles, și este un set destinat, cum am zis, noilor mămici și conține tot felul de scrisorele pentru bebelușul care va citi aceste scrisori în viitor. De exemplu, dorințele mele pentru tine sunt, și apoi se deschide această scrisoare, devine așa ca o foaie goală cu liniuțe și poate scrie mămica tot ce îi dorește ea bebelușului, iar acela o va deschide peste ani și ani la data pe care o dorește mămica, pentru că are aici două căsuțe în care scrie data la care a fost scrisă această scrisoare și data la care ar trebui să fie deschisă scrisoarea. Iar la sfârșit are și o pagină cu niște stickere tare drăguțe, cu special delivery, cu future mail, priority mail, ca și cum ar fi niște timbre poștale. După cum am spus, mi se pare o idee absolut adorabilă, de care cu siguranță cine o va primi se va bucura foarte tare. Am și pentru persoana pasionată de gătit câteva idei de cadouașe, și anume, în primul rând, această ustensilă de curățat ananasul. Mie mi se pare o invenție genială și pe care o folosesc de fiecare dată când am ananas în casă și vreau să-l curăț. Este acest dispozitiv care pur și simplu se înșurubează în ananas și atunci când îl scoatem iese așa o spirală mare de ananas. Următoarea ar fi această ustensilă pentru tăiat și decojit avocado, care vine așa cu trei părți. Are un cuțit în această parte cu care se taie avocado în jumătăți. Această parte din mijloc o înfingem în sâmburele avocadoului. Iar această parte o tragem printr-o jumătate și atunci vor ieși feliuțe de avocado, foarte ușor de folosit și întotdeauna vom avea niște feliuțe egale. Încă o ustensilă ar fi acest curățător de mere sau feliator de mere, mai bine spus, care pur și simplu se trage așa pe un măr, în mijloc va rămâne cotorul și mărul va fi împărțit în 2, 4, 6, 8 secțiuni egale. Din nou ceva foarte folositor, în special dacă persoana mănâncă foarte multe mere. O altă idee ar fi aceste forme de silicon pentru a face inimioare de ciocolată. Și are și aceste bețe pentru a deveni, de fapt, acadele. Și aceste acadele se pot mânca așa, pur și simplu, sau se pot pune în cafea sau în ciocolată caldă și în loc de linguriță învârți cu această acadea de ciocolată și, bineînțeles, îi va da o aromă ciocolătoasă cafelei sau ciocolatei calde. Iar și asta mi se pare o idee chiar simpatică. Bineînțeles că puteți dărui și o carte de bucate. Vă arăt, de exemplu, o carte cu rețete vegane pe care mi-am comandat-o eu acum ceva timp de pe Amazon,
când voiam eu să gătesc mai mult cu legume, dar este doar o idee pentru că se găsesc la ora actuală mii și mii de cărți de bucate. Și o altă idee pe care vreau să vă dau este dacă persoanei îi place să aranjeze frumos mâncarea pe farfurie, cum fac marii bucătari, să aranjeze tot felul de frunzulițe și sosul în picături și în modele, atunci vreau să vă zic că există cărți de plating, așa se numește, adică cum să așezi în farfurie mâncarea. Și noi chiar am dăruit anul trecut mamei lui Horia o carte de acest gen, pentru că știu că ei îi place să aranjeze foarte frumos mâncarea în farfurie, cu frunzulițe, cu picături de sos, și i-a plăcut foarte mult și cred că a și încercat multe idei din acea carte. Dacă însă doriți să faceți un cadou cuiva care este pasionat de sport sau ar vrea să se apuce de un sport sau de a face mișcare un pic mai des, vă recomand să îi faceți cadou un ceas din acesta smartwatch sau sportwatch. Eu l-am pe acesta de la Fitbit, pe care vi l-am mai arătat și într-un video cu favorite. Există tot felul de ceasuri de acest fel, începând de la, nu știu, 10-20 de lire, 50-100 de lei, până la 4-500 de lei sau, nu știu, 200 de lire. Bineînțeles, cu cât sunt mai scumpe, cu atât au mai multe funcții de GPS, de monitorizarea ritmului inimii și așa mai departe, dar depinde ce are nevoie persoana și depinde și de bugetul vostru, bineînțeles. Să-ți fiu sinceră, singurul lucru care nu-mi place la acest ceas este că nu rezistă în apă și atunci nu poate fi folosit atunci când înotăm. Și cum mie îmi place să not și mai merg din când în când la înot, mi-ar fi plăcut să pot să-l port și la înot și să-mi monitorizeze și atunci pulsul și caloriile și ce mișcare am făcut, să văd după aceea cum m-am descurcat. Dar în afară de asta, eu sunt mulțumită de acest model, vi-l recomand, dar cum am spus, voiam doar să vă dau o idee. Un cadou pentru un bărbat sau pentru o familie sau pentru cineva căruia îi place să joace acest tip de board games, de jocuri de masă. Vă recomand acest joc, dacă nu îl au deja, pentru că este un joc foarte popular, se numește Catan și este un joc așa de strategie care presupune vânzarea și cumpărarea de resurse pentru a-ți crea drumuri și pentru a împânzi teritoriul, practic. Se poate juca în 4 persoane, dar mai are și tot felul de extensii pentru a se juca mai multe persoane sau pentru a aduce tot felul de alte resurse în joc. Noi ne place foarte mult acest joc, este un joc plăcut, nu neapărat care să provoace foarte multă fricțiune sau nervi între jucători, cum ar fi Monopoly, de exemplu. Bineînțeles, dacă cineva este foarte competitiv și nu știe să piardă, probabil că s-ar enerva și la acest joc, dar și da, vi-l recomand, sau doar ca idee, un joc din acesta de familie sau de jucat cu prietenii. Dacă, în schimb, vreți să faceți cadou unei persoane pasionate de jocuri pe calculator, vă recomand să-i faceți cadou un mouse din acesta specializat pentru jocurile de calculator, dacă cumva nu au deja unul. Acești șoricei sunt un pic mai speciali pentru că au tot felul de butoane, au aici pe lateral, au în partea aceasta sub rotița de scroll, au iarăși niște butoane și îi ajută pe ei atunci când se joacă jocurile lor pe calculator să, nu știu, să fie mai eficient, să împuște mai repede și mai bine. Eu, să fiu sinceră, nu sunt pasionată de jocuri, dar Horia este și el are de mult acest mouse, dar mi s-a părut o idee bună de cadou dacă știți că le place să se joace pe calculator și nu au deja un mouse de acest fel. Iar ultima idee este așa un pic mai random, să zicem, pentru o persoană căreia nu prea știți ce să-i cumpărați, nu știți dacă îi place să se machieze sau să se aranjeze, nu știți ce preferă în materie de fashion, nu știți dacă îi place să joace pe calculator sau nu știți mare lucru despre ea, v-aș recomanda ori una, ori alta, ori ambele împreună, un brăduț de acest gen. Noi l-am cumpărat de la Tesco și ni s-a părut atât de drăguț. Este de fapt un brad adevărat, dar bine, cred că este altă plantă, nu neapărat un brad, pentru că este el în forma aceasta de brad și are niște puf alb ca de zăpadă pe el și, să fiu sinceră, nici nu miroase a brad, dar totuși ni s-a părut drăguț și în special pentru că noi nu împodobim aici casa, nu împodobim bradul, pentru că în primul rând nu avem loc și în al doilea rând vom fi plecați marea majoritate a lunii decembrie, așa că nu prea are rost să ne împodobim aici nimic, ci vom împodobi bradul la Timișoara, la mine acasă. Iar celălalt cadouaș ar fi un set de lumânărele. Acestea sunt de la Yankee Candles și, cum observați, sunt 6 lumânărele în arome sau mirosuri specifice de Crăciun. De exemplu, este una cu miros de prăjiturele, Santa's Treat, adică biscuiții aceia care lăsăm pentru Moș Crăciun. A doua se numește Sparkling Cinnamon Spice, adică cu miros de scorțișoară. Una cu Mary Cherry, cu miros de cireșe. Una cu Candy Cane Forest, cu
bomboane în acelea de mentă, ceva cu winter morning, ar trebui să miroasă a zăpadă și a dimineață de iarnă, dar nu mi se pare că miroase a zăpadă, adică nici nu știu cum ar trebui să miroase zăpada dacă nu a poluare. Iar ultima era cu miros de brad și deja am folosit-o aseară. Stătea chiar așa lângă brăduțul nostru și așa, parcă mirosea brad și parcă era casa mai călduroasă și mai aranjată de sărbători. Și gata, acestea sunt toate lucrușoarele pe care am vrut eu să vi le sugerez ca și cadouri, ca și idei de cadouri și sper din suflet că v-am dat ceva idei bune, măcar o idee pe care să o puneți în practică anul acesta sau poate chiar ați descoperit ceva ce v-ar plăcea să vă cumpărați chiar vouă și atunci ar fi absolut perfect. Și pentru că ați rămas lângă mine până la sfârșit, haideți acum să alegem câștigătoarele concursului. Am aici laptopul și am aici telefonul cu care voi filma ecranul laptopului ca să vedeți și voi ce fac eu aici. Bun, și o să intru, stai să pun pe filmare. Bun, voi mă vedeți? Pe ecran se vede. Și vom începe cu primul premiu, care conține portofardul de la Ted Baker cu 3 produse în el, 2 moși de față de la L'Oreal și kitul de baie de la Next. Haideți să vedem. Intru acum pe Random Comment Picker. Mă duc pe YouTube să caut linkul către videoclipul cu giveaway-ul. Bun, îl pun aici în YouTube Random Comment Picker. Enter the YouTube URL. Și dau search pe comentarii, mi-a ales 253 de comentarii, atâtea sunt comentarii unice, deci bănuiesc că nu pune dubluri și nu pune reply-urile mele, adică am mai răspuns la unele din comentarii și nu cred că o să mi le ia pe acelea în considerare. Și acum dăm start și se alege prima câștigătoare. Trrr, Alina Dociu! Și spune așa, oh, ce giveaway super cute, chiar mă întrebam de ce faci așa de vreme, dar ai explicat super bine la începutul videoului, hihihi. Te urmăresc cu drag pe toate rețelele de socializare, îmi place stilul tău vestimentar, dar și modul în care spui lucrurilor pe nume și felul tău de a fi. Ești diferită față de youtuberii pe care îi mai urmăresc, din afară sau din România. Din punctul meu de vedere, ești sofisticată, delicată, diferită sub multe aspecte și sper să-ți meargă din ce în ce mai bine în tot ce plănuiești să faci pe viitor. Big hugs and kisses. Pentru mine, anul acesta, odată cu schimbarea prefixului, cel cu 3, am devenit mai sigură pe mine, mai feminină, mai câte puțin din toate. Pe cât de speriată eram de schimbarea asta, pe atât am devenit mai stăpână pe mine și mă bucur mai mult de fiecare moment în parte, de lucruri mărunte în general. Cred că astea sunt într-adevăr lucrurile care fac diferența. Alina Dociu pe Instagram. Mulțumesc din suflet, Alina, pentru cuvintele frumoase. Știu că tot timpul îmi lași numai comentarii frumoase și la videoclipuri. Îmi scrie tot timpul și pe Instagram. Când pun ceva pe Instastory ce îi place ei, îmi răspund acolo, îmi dă mesaj direct. Și mă bucur foarte mult că ai câștigat primul premiu. Așadar, până vezi acest videoclip, probabil că deja ți-am scris pe Instagram și sper să primesc în curând adresa ta să îți trimit premiul. Și acum, haideți să mergem mai departe la premiul al doilea. Premiul al doilea va fi setul acela de la Soap & Glory cu tot felul de produse pentru baie și corp și creme de duș și creme de corp și are și un gloss de buze. Deci are așa un mix de toate. Dau refresh la pagina asta, pun din nou linkul către videoclipul de pe YouTube și alegem următorul câștigător, care este Oana Baciu, care spune așa. Ciao, în acest an am realizat destul de multe, am făcut un curs de machiaj, mi-am schimbat jobul, unde am întâlnit niște fete super, mi-am achiziționat și am primit produse de machiaj profi. Te-am întâlnit pe tine, familia mea este bine, suntem fericiți și sănătoși, te pup! Acum mi-am dat seama, am uitat pentru o secundă, Oana Baciu este Oana din Sibiu, cu care m-am întâlnit astă vară. Când am fost eu în Sibiu în delegație, Oana mi-a scris că vrea să ne vedem și ne-am întâlnit. Ce mă bucur că a câștigat Oana! Acum să nu credeți că am făcut mișmașuri și am ales-o pe ea așa, pe șustache, că nu este așa, dar se pare că Random Comment Picker a ales așa. Bun, și acum ultimul premiu, cel cu calendarul de la Sleek, calendarul advent cu mini produse de machiaj Sleek. O dăm refresh la pagină, punem linkul către videoclip
253 de comentarii și dăm start. Și ne-a ales-o pe Mariana Enuta sau Enuța, care spune așa: Bună, Alex, îți mulțumesc din suflet pentru că existi. Sunt foarte fericită că am cunoscut un om atât de minunat. Mi-ești foarte dragă. Mereu o plăcere să te urmăresc. Faci o treabă foarte bună, de calitate, bun contentul. Nu-ți spun lucrurile astea pentru concurs, e părerea mea sinceră și tu știi asta. Anul 2017 a fost un an foarte bun, fericit și productiv pentru mine și familia mea. Am realizat multe. Copilașul nostru are 1 an și 7 luni. Astăzi nu-mi vine să cred cât de repede trece timpul. Am reușit să slăbesc 10 kg. Mai am de jos încă vreo 10. Suntem sănătoși, cel mai important, îți doresc și ție multă sănătate, să ți se împlinească tot ce ți-ai propus. Noul an să fie la fel sau chiar mai bun decât acesta. Love you so much, abia aștept tutorialul de machiaj, stă foarte bine și îmi spune și adresa de pe Instagram. Mulțumesc, Mariana, din suflet. Și Mariana este o fată care tot timpul are numai cuvinte frumoase pentru mine și chiar mai povestim din când în când pe Instagram și ne lăsăm păreri despre produse și e o fată tare dragă mie pe YouTube și mă bucur din suflet că a câștigat. Deci chiar nu știu cum a ales acest random comment picker persoane care poate chiar, nu știu, intră prin algoritm și vede că sunt persoane care tot timpul îmi lasă comentarii, nu știu, dar mă bucur foarte mult pentru alegerile pe care le-a făcut. Dar asta nu înseamnă că nu toate dintre voi ați fi meritat un premiu și îmi pare rău că sunt doar 3 premii, dar din păcate nu sunt nici fiica președintelui și nici fiică de multimiliardar, așa că atât am putut să ofer de data aceasta. Voi mai face și alte concursuri în anii sau lunile următoare, nu știu exact când. Deocamdată voi face rost de adresele acestor 3 fete, Mariana, Oana și Alina, și le voi trimite cât pot de curând premiile, să se bucure de ele până și să ajungă și să se bucure de ele de Crăciun. Da, a fost o experiență minunată și acest concurs. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor care ați participat, 253 la număr, un număr foarte mare pentru mine. Din nou îmi pare rău că nu am putut da mai multe și nu am putut face pe toată lumea fericită și mulțumită, dar asta este viața. Eu n-am câștigat nici măcar o dată un concurs pe YouTube, nici nu mă bazez pe asta, așa că noi să fim sănătoși. Bun, și cu asta am încheiat acest video. Sper că v-au plăcut și ideile de cadouri și că ați stat cu sufletul la gură să vedeți cine a câștigat acest concurs. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Ne revedem data viitoare și până atunci să aveți zile cât mai minunate. V-am pupat dulce. Ciao!